Ne-am conectat alături de Iosefina. Bună, bună ziua, bună ziua, mulțumesc de invitație. O plăcere de partea mea. Cred că e prima emisiune pe care o facem, de fapt. Da, da, prima emisiune pe care o facem împreună și a doua la, coz, la cei în gușă și în căpușe. Da. Bun, ce, ce zici de chestia asta? De deci se pare că Liviu Alex a câștigat în primă instanță procesul cu colosul Digi, și eu nu știu că tu ai multe și multe informații, dar și multe raționamente pe plaja asta de evenimente. Așa să ne înțelegem. Deci cu ăla care e presupus pedofil, ăla câștigă procesul, nu are nicio treabă, dar cu un colos de miliarde de digi, pierde digi procesul. Adică cum judecă ăștia? Ce, ce, crezi că se află în spate? În primul rând, e al doilea mare câștig în instanța lui Liviu Alexa, pentru care trebuie să-l felicităm. Primul proces pe care cred că e primul cel puțin mai de răsunet sau care a avut impact mediatic a fost procesul pe care l-a câștigat cu Raed Arafat, dacă ții minte, atunci când Raed Arafat l-a dat în judecată pe Liviu Alexa pentru anchetele fabuloase despre Delta Med și afacerile cu Vasile Gorgan pe care le avea Raed Arafat. Bine, acolo povestea este foarte lungă. Ulterior am descoperit și cum au ajuns să facă afaceri cei doi și cum îi, îi favoriza, îi dar Raed Arafat încă de pe vremea când era ministrul de fapt, secretar de stat în Ministerul Sănătății, cum s-au dat legi cu dedicație, în esență, pentru a modifica normele europene ca să câștige Delta Med. E, a Arafat l-a dat în judecată, a pierdut și practic s-a confirmat că tot ceea ce a spus Liviu Alexa era perfect adevărat Că până la urmă ăsta, a fost, ăsta e obiectul unui astfel de proces O parte vătămată, da, care se consideră lezată, a cărei imagine se consideră că a fost lezată Te dă în judecată pe tine ca jurnalist, spunând nu adevărat ce spune Ionel despre mine Iată că în instanță s-a dovedit că a avut dreptate Liviu Alexa cu privire la Raed Arafat Ulterior a apărut ancheta lui Liviu Alexa despre afacerile RCSRDS, Digi sau mai exact afacerile pe persoană fizică ale lui Tesari Că aici e ai problema, acum a fost preluat în esență acest gigant, cum ai zis, și transformat într-o afacere umbroasă, sulfuroasă a unui băiat pe care nu prea multă lume îl cunoaște și nu prea multă lume l-a băgat în seamă până acum. Faptul că a câștigat în prima instanță e important, e foarte greu ca la apel sau recurs să se mai întoarcă decizia. Încă o dată confirmă că acel proces a avut totuși 400 și ceva de pagini din ce am citit din prezentarea lui Liviu Alexa. Se confirmă că ceea ce a prezentat despre RCSRDS și, îndeoseb, despre Tesari și legăturile sale este real cu privire la Bogdan Buta. Doamne, eu remarc și asta am vorbit și ieri la România TV că e așa o protecție generalizată pentru pedofili în România, ceea ce e îngrijorător. Adică dacă eu sau tu am fi corupți, ne ar prinde cu mâna unde nu trebuie, cu siguranță ne ar defila în cătușe pe la televizor, deși nu mai ai voie să faci asta în timp ce pedofili sunt cercetați în libertate. Asta așa general ca să știm unde ne poziționăm ca țară. Din, din partea cui e protecția? Adică pe filiera LGBT care vrea să se dezvolte și în partea asta, că sunt, adică sunt suspiciuni rezonabile în sensul ăsta, fără să-i atacăm, așa sunt suspiciuni, sau au ei separat? Că e vorba de o suspiciune de protecție, dacă totuși, adică e asta mai tare ca tot Digiu și ca tot Arafat, să fim serioși. Da, în cazul lui Buta e altceva, de -aia am zis să vorbim în general despre treaba cu pedofilii, ca să înțelegem că la noi statul de drept îi favorizează pe criminali în serie, pe violatori, pe pedofili, în timp ce cei care sunt corupți și, îndeosebi în campania electorală, sunt plimbați cu cătușe pe la televizor. Acum, cu, în cazul lui Buta, aici vorbim de o întreagă rețea. În Momentul în care mie, cel puțin ca jurnalist, mi s-a confirmat faptul că Buta, are o protecție aparte, a fost când a sărit chiar doamna Ayahuasca, Vanessa Iunes, care e PR-ul, agentul de PR, reprezentantul lui Buta, a ieșit în apărarea lui. Acum că este homosexual, exact cum a zis și Alexa, mă interesează mai puțin Pe mine mă interesează de ca trebuie. ceea ce face el și prin puterea mediatică și de imagine și financiară pe care o are Să nu profite de persoane lipsite de apărare Pentru că în esența, da, am înțeles, copiii aceia aveau peste 16, 16 ani Deci cumva e o problemă din punct de vedere legal Dar totuși ei au fost drogați au fost îmbătați și s-a profitat de ei în casa acelui cetățean Aici discuția nu putea fi închisă atât de simplu cum a făcut-o procurorul de caz Am înțeles toate aceste lucruri, dar amenințarea, șantajul, toate celelalte fapte pe care le-a săvârșit Bogdan Buta în raport cu acei copii după ce s-au produs actele sexuale, alea nu trebuia închetate, adică sunt multe fapte grave acolo, un cumul de fapte grave. El a preferat să confirme, da, au făcut sex, adică Buta a făcut sex cu niște adolescenți minori, nu este nimic penal pentru că aveau peste 16 ani, la revedere. Nu, 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 acolo sunt mult mai multe circunstanțe grave, dar Buta are o protecție din partea rețelei de uh, droguri VIP, da? pentru că la Aia Hoasca, la clinica lui Iune, se duceau tot felul de persoane publice, persoane din uh, statul român, adică nu numai vedete care au fost plimbate pe la televizor și soțiile altor uh, jurnaliști din România, dar inclusiv oameni din interiorul statului român. Șef de servicii, șef de poliție, cunoaștem bine legătura lui Vanessa Iunes cu Gelu Olteanu, uh, fostul șef al doi și un sfert, care are legături la rândul său cu Virgil Aldelean, care are legături de rudenie cu Cioloș, adică putem construi o întreagă filieră doar pe partea de drogângeală. După care avem, evident, alăturarea Antold Bogdan Buta cu Florian Coldea și parteneriatul binecunoscut Antold CryptoData. Acolo e o altă filieră care oarecum se și întrepătrunde cu cea cu droguri, pentru că un numitor comun cu privire la toate aceste procese pe care le-a avut Liviu Alexa și pe care le avem și noi ca presă în general, este tupeul acestor cetățeni. Care fac parte în anumite structuri ale statului român sau au legături cu anumite structuri ale statului român. Mă refer aici, uite, de exemplu, la domnul Coldea, care, prin portavocile sale de la CryptoData, au făcut numeroase sesizări la CNA împotriva realitate, au făcut numeroase notificări și pe la România TV și pe la realitatea. Războiul meu în instanță cu ei deja e cunoscut, adică tupeul lor de a nega evidențele, de a încerca să compromită presa, este, pe de-o parte, mă rog, remarcabil, dar denotă că au o oarecare, au oarecare sprijin din partea statului român, pentru că altfel nu ar ieși astfel de jocuri în instanță, nu? Cum ai remarcat și tu. Da. Nu cred că e o, cum să zic, e o, o diferență mare de calibru sau de execuție a anchetei între ancheta RCSRD a lui Alexa și ancheta Bogdan Buta din contră. În cazul lui Buta, dovezile mie din punctul meu de vedere ca jurnalism mi se păreau mult mai uh, clare, mai percutante și pf, din punct de vedere al impactului social uh, mai de interes. Și totuși procurorul de caz, că vorbim de un proces penal în acel, uh, în acel moment, a considerat că nu reprezintă un interes pentru statul român, deci pentru autorități și nici pentru cetățenii care, mă rog, aveau o oarecare opinie despre ce înseamnă festivalul Antold. Cred că mai e un motiv pentru care nu s-a mers mai departe cu Buta și anume campania electorală. În sensul că acum, pe vară, o să fie primul tur electoral, europarlamentare locale. Tot pe vară știm că are loc și celebrul festival Antold, de pe urma căruia profită foarte mulți politruci, nu doar cei din Cluj, despre cum se, după cum se vorbea, ci mulți alții care s-au pozat pe acolo, domnul Bode, ne aducem aminte, domnul Popescu, cred că era la un moment dat și Vela pe acolo, adică se pozează mulți pe la acel festival, nu au nevoie să, ia, să continue scandalul Antold Buta, și atunci, cumul ăsta de factori, care arată un mod de operare al unui stat paralel, într-adevăr, a condus la ceea ce vedem, închiderea dosarului Buta. Însă sunt mult mai multe probleme acolo și vor apărea cu siguranță, cred eu, alte dosare, pornind de la anchetele făcute de uh, noi, cei din clubul de presă, cu privire la activitatea lui Buta, Antold, Cryptodata, Coldea și compania. Da. Foarte interesant. Înainte să mergem la, la topuri, vreau să te întreb, știu că ai mai comentat că te ascult în fiecare zi, dar și pentru ascultători de la cei în și în căpușă, cum vezi tu mă rog, scandalul ăsta de la vârful aur după ziua de duminică? Și uite, chiar acum, ca, ca să ne dăm seama că asta știam pe telefon, am primit mesaj de la un ascultător mi-a trimis Iuliana că bună ziua, s-a discutat în emisiunea de ieri despre Claudiu Târziu, numele lui etc. V-a răspuns. Așteptăm o replică în emisiunea de azi sau scuze dacă ați greșit în cele informative pentru a vă apărea credibilitatea. Altfel, puncte, puncte. Deci, realmente, e, pare complicată situația la, la, vârful, la vârful aur. Și sper, personal, sper, doresc un partid patriot care să câștige să nu-i afecteze în campania electorală. Cum vezi? În mod clar îi va afecta, deja îi afectează Adică în momentul în care problema partidului, sau nu a partidului pe de-a întregul, dar unei părți a partidului Devine, hai să atacăm o parte a presei, culmea, singura parte a presei care promova valorile conservatoare, suveraniste, numește-le cum vrei Să începe un război cu puțina partea mass media care încă mai poate vorbi liber și susține aceste valori în spațiul public și indirect susține și dezideratul tău ca partid. Dacă avem și știri, continuare. Radio de avem știri cu Claudiu Târziu. Adică, e, mi se pare. Nu o să ne șterg, îți dai seama că nu mă interesează, îi doresc sărătate da. Tocmai asta e problema. Dacă asta este preocuparea lor, atunci, într-adevăr, cum zicea un, unul dintre analiștii Gold zilele trecute, ne aflăm într-un film horror. Hai să o luăm cu începutul. Uh, treaba a stat în felul următor, din ce știu eu, eu știu doar informații din spațiul public, nu o să mă refer la ce am auzit pe surse, la ce ar fi vorbit Cosmin cu George, asta nu știu, nu m-am băgat și nici nu vreau să mă bag, sunt, uh, adică nu mă bag în problemele interne ale aur. Eu privesc ca un analist și ca un potențial votant Că n-am ascuns că eu voi vota un partid conservator, n-am spus că voi vota aur, nu spun public opțiunea de vot Dar am spus că asta aș vota, asta îmi doresc eu ca alegător în această țară am văzut cu toții că Partidul Aur l-a propus acum ceva vreme pe Mihai Enache, la Capitală. Un antreprenor, un tip ok, un bun profesionist în domeniul lui, dar un tip fără notorietate, fără uh, priză la public, nu este vreun mare orator, ăsta e adevărul strict analizând uh, da, pragmatic. Nu are experiență politică, un om nou în politică, cum s-ar spune, ceea ce nu e rău. Problema e că față de momentul, deci au țin minte că a fost printre primii. Adică a fost printre primele partide care a scos candidat la capitală, da? Mihai Enache. Încă nu se știam că va candida Nicușor, a spus, dar nu știam cine va fi candidatul PSD-PNL și nu știam ce se va întâmpla cu Piedone, care cocheta cu mai multe partide. Ți minte că la un moment dat s-a vorbit că îl va susține aur, nu s-a mai întâmplat. Bun. Au venit ei cu acest Mihai Enache, foarte bine. Între timp au apărut pe firmament. Cârstoiu și Piedone. Dintre cei doi, Cârstoiu este cel mai defavorizat. El nu este în poziția lui Oprescu, așa cum s-a vorbit, pentru că, domnul Cârstoiu, o să fac așa o scurtă analiză a candidaților înainte să Eu. continuăm cu aur. Cârstoiu nu a fost propus pentru că e medic să repare genunchii bucureștenilor, știi? Deși, mă rog, eu aș aprecia dacă face un program de genul ăsta, că am probleme la genunchi, dar gratis, nu la clinica lui privată, știi? Adică, pe asigurarea de sănătate pe care o plătim lună de lună cu japca. Uh, nu m-ar deranja, dar nu l-aș vota, înțelegi? Bun. Pentru că el a fost propus în ideea domnei medic, a fost manager, a gestionat spitalul universitar, un spital foarte mare din România, cu probleme, are urgențe, are bot nu l-a gestionat așa cum se spune Cine a urmărit parcursul profesional pe partea de management, de administrație în domeniul medical al lui Cârstoiu știe că acesta a apărut printr-o conjunctură sau printr-un cumul de factori subterani ca manager acolo la spital universitar în momentul pandemiei. Da? A fost un întreg scandal și culmea, inclusiv influenceri de la PSD au denunțat modul în care a ajuns Cârstoiu să conducă Spitalul Universitar prost. Vă aduc aminte că în pandemie au fost cel puțin două focare de infecție la Universitar, care au avut ca victime, să spunem așa, pacienți și medici de o potrivă, da? Erau medicii forțați să stea în spital izolați acolo, nu erau lăsați să meargă acasă, a fost oribil. După care a apărut scandalul cu mâncarea de la Spitalul Universitar unde pacienții mâncau practic o felie de parizer și o felie de pâine, ceva absolut înfiorător. Au fost foarte multe probleme. Nu mai vorbesc de contracte, achiziții publice, că acolo vorbim practic o oră fără să ne oprim. Deci el ca manager nu s-a dovedit a fi bun. Profesional, gen ca medic, nu pot să mă exprim, n-am avut de-a face. Cu Oprescu a avut mama mea de-a face și i-a salvat viața și pentru asta îi sunt recunoscătoare, dar am vorbit întotdeauna despre scandalurile de corupție ale lui Oprescu cele dinainte de a fi primar din timpul activității lui, cât și ulterior, da? Scandalurile familiei sale. Deci, una e una, alta e alta. Medicina e una, managementul în domeniul medical care ar fi trebuit să-l ajute să-l propulseze pe Cristoiu e altceva și primăria, administrația e cu totul altceva. Nici măcar la capitolul management nu a excelat Cristoiu din păcate. Piedone, Doamne, e piedone, adică ne mirăm de modul în care își duce campania, unii se miră, domne, stă cu mici, stă între flori, Asta este piedone. Faptul că piedone a ajuns să spună public gogomănii de tipul, dacă aveam șase copii, puneam pe fiecare la sector, în capitală, e grav, pentru că asta, asta e o sfidare, da? Românii urăsc multe lucruri, să știi, dar îndeosebi urăsc nepotismul și corupția. Deci, pe orice român îl întrebi, bă, ți se pare normal ca primarul X să-și angajeze familia peste tot, o să-ți spună nu. Deci, Piedone este un candidat cu chiar mai multe bube în cap decât domnul Cârstoiu și care se pune singur în postura de a fi atacat și Cristoiu la fel cu campania pe care i-au creat-o consilierii plătiți cu milioane de euro de tipul hai să mergem pe la metro în timp ce avem boliți de lux acasă. Asta nu crede nimeni. Astea sunt campanii așa să ne justificăm plata lunară pentru că suntem consultanți de campanie. Dar da, Nicușa... da de ce crezi că a făcut declarația aia? Adică crezi că a fost o greșeală sau crezi că e mai complexă treaba? Uh, nu, cred că merge, adoptă, toată lumea a comparat pe Cârstoiu cu Băsescu pentru că e finul lui Băsescu, greșit. Piedone trebuie comparat cu Băsescu, a adoptat același stil al lui Băsescu în care încearcă să șteargă pe jos cu presa, deși totodată dă bani la presă să apară pe colo și pe colo, că pe bune nu, ce obțin la antena 3, apare contra contracost și apare contra cost de mult. Omul piedonei e mai, mai abil decât cârstoi în sensul că el folosește bubele, problemele pe care le are, ca o armă de atac Și le asumă da. și atacă la rândul lui cu ele Ceea ce ca strategie, e un tip de strategie, funcționează dacă este de luăm după sondaje Însă cel mai bine plasat în această luptă este Nicușor Dan deci mă uit la mine pe Facebook și mă îngrozesc, vă spun sincer, acum nu critic pe nimeni, fiecare votează ce își dorește, eu nu pot să votez și nu am votat și nu o să votez nicușor. Dar mulți oameni care erau indeciși până mai ieri au zis, băi, eu votez nicușor. De ce? Cârstoi, uite, are problemele astea, 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 piedonele are pe alea, alea, alea. Nicușor pare, deși a făcut foarte mult rău Bucureștiului, pare că e cel mai ferit de atacuri, da? Cu toate că, piedone, zice că Nicușor n-a făcut aia, Cristoiu n a făcut aia, n -a fă, zice, Nicușor n-a făcut aia, dar în evidență, în rău, ies ceilalți doi candidați. Și atunci, ajungem la aur. Era nevoie de un al treilea, de fapt, un al patrulea candidat care să poată să se lupte și cu golanii din politică, cu ghilimele, și cu cei care stăteau la adăpost și adunau voturi ca Nicușor. Cosmin era un astfel de candidat, din punctul meu de vedere, repet, ca analist. Nu poți să vii cu un băiat bun, un antreprenor liniștit, să te lupți în mocirlă. Nu poți să te tăvălești cu porci în mocirlă, tu fiind îmbrăcat la costum și vorbind de băncuțe în parcuri. Da? Nu ai cum, nu se poate. Nu vei exista. Uh, George e clar că el a venit, cred eu, adică asta e, repet, ce pot analiza eu cu informația pe care le am. George a venit cu ideea că trebuie să, găs, să avem un candidat care să se poată lupta. Și s-a gândit la Cosmin Gușă, putea să gândească la altcineva, dar Gușă, repet, era o alegere bună momentul în care a făcut propunerea în spațiu public la Anca Alexandrescu, dacă nu mă înșel, și a anunțat că o să fie sondat Cosmin, ulterior au apărut sondajele, rezultate 26%, dacă nu mă înșel, adică era în top 3, având în vedere candidații da, de pe firmament, era foarte bine, era bine. Acum că ar fi câștigat, că n-ar fi câștigat, nu o să mai aflăm din păcate. Dar ar fi fost o luptă, ar fi fost o pată de culoare care ar fi stricat niște aranjamente. Pentru că sunt aranjamente, asta vă spun clar. PSD-PNL nu a făcut greșeala cu cârstoiul degeaba. PSD-PNL știe foarte bine ce face. După anunțul ăsta, după momentul în care a acceptat Cosmin și Candida, propunerea de candidatură, a venit cu solicitarea George Simion să-și asume candidatura la prezidențial. Între timp, Claudiu Târziu, de fapt, Marius Luda, dacă el a început, el a făcut prima postare, a venit și a spus, domne noi avem un candidat pe Mihai Nache. Aici deja au început să apară problemele cu privire la aur. De ce? Tu când ești vicepreședinte, nu, e vicepreședinte la aur. Primul vicepreședinte. Prim vicepreședinte, Claudiu, târziu, la fel, adică sunt trei oameni, înțeleg. George, Lulea și uh, târziu. Păi frate, când doi dintre ei ies public, adică nu are loc o discuție în partid în care își aruncă cu scrumiere în cap, cum se făcea pe vremea lui Băsescu la PDL. Nu, nu, nu. Are loc o discuție publică în care tu angrenezi electoratul într-o problemă ta internă, care nu ar trebui să existe. Înțelegi? Astfel de probleme se soluționează în partid. Da, poate, Simion, a acționat de capul lui cu varianta propunerii lui Gușă. Dar ceilalți doi trebuiau să gestioneze situația obiectiv, pragmatic. Tone, ce șanse are Mihai, Mihai Enache da? contra acestor trei bătăuși politici? Ce șanse are? Bă, niciunul. Ce ne interesează pe noi în prima luptă electorală mare pe care o avem? Să existăm, să scoatem la iveală bubele fiecărei facțiuni politice, fiecărui candidat nu o să mai existe acest lucru. Nu, nu, acordă nimeni atenție unei personalități care nu are notorietate. Nu ai cum să-i faci notorietate acum. Ce să facă domnul Enache? Să-și pună casca de șantier și să se ducă să se pozeze și el cu mătura în brațe ca tuță de la sectorul 1? Ce să facă? Deci pe bune nu are ce. Prima problemă a fost creată. În momentul în care aduce în spațiu public probleme interne ale partidului. A doua problemă a apărut când ai început să um, duci discuția despre aur în zona personală. Pentru că, în esență, cu ultima postare asta lui târziu de care zici tu, deja dezbate o chestiune personală, adică atrage aur ca brand, ca imagine, ca partid într-o problemă personală pe care o are el, poate cu Cosmingușă, poate cu Comaroni, nu contează. O problemă a lui. Presa te, te va critica. Presa care nu susține valorile conservatoare și care susține narativul oficial, face asta de patru ani de zile, ba chiar mai mult în cazul lor, că din 2019 se tot chinuie prin politica asta mocirloasă și nu am văzut astfel de reacții din partea lor. Au deturnat complet discuția care ar fi trebuit să fie despre candidaturi despre programul la Parlamentul European, despre candidații foarte buni pe care îi iau pe lista de la europarlamentare, s-a deturnat discuția într-un. Noi îl ținem în brațe pe Enache, George ne susține pe noi, ne susținem unii pe alții, diavolul ne bagă bețe în roate, adică niște discuții de astea. Bun. George, partea cealaltă. George nu-și asumă candidatura. Și asta e o mișcare greșită, pentru că oamenii care susțin aur, mă refer la activul lor, la care va vota aur, indiferent ce, au venit alături de aur datorită activității lui George Simion, care ne poate plăcea sau nu ne poate plăcea. Depinde de opțiunea noastră de vot. Ceea ce nu poate fi negat este că George Simion este emblema aur, dar este motorul aur. După cum ziceam, la mine pe Facebook am observat că oamenii deja schimbă opțiunile de vot. Adică, dacă până mai ieri exista o dezbatere, băi, aur am votat pentru că nu avem altă opțiune. Zic, majoritatea celor care ar vota aur o fac pentru că vor să voteze împotriva acestei clase politice. Așa cum au făcut-o la un moment dat cei care au votat USR, dacă USR a avut un scor decent, tocmai pentru că se prezenta a fi un partid altfel, se prezenta a fi un partid cu oameni noi competenți în domeniile lor de activitate. Ulterior am văzut ce au făcut la guvernare și am văzut cum conduce tiranic partidul un om ca drulă. Da? Deci se poate și altfel la USR. Ne-au dovedit asta. Ei, mulți din electoratul ăsta de 60-70% care sunt conservatori, suveraniști, cum vrei să le spui, care nu sunt globaliști, hai să le spunem așa, ar fi votat aur pentru că nu aveau altă opțiune. Pentru că ultima opțiune, înainte de aur, o opțiune mult mai mică, cu șanse mici, SOS România a fost detonat din interior tot printr-un astfel de scandal. Deci eu deja văd o rețetă în zona asta conservatoare, suveranistă, prin care se încearcă distrugerea în timpul anului electoral a acestor partide. Asta este un partid care are ca motor pășoșoacă șoșoacă, da? pe care nu ți-o imaginai că are scandaluri cu bărbatul acasă, adică lucruri de-astea, cum să zic, normale, firești, ca în orice familie, dar care nu se expun pe tarla la televizor. Singurul subiect acum despre șoșoacă, SOS România și ce ar fi fost proiectul SOS România este dacă mai are sau nu brățară la picior Silviu Șoșoacă dacă a bătut-o Silviu sau nu pe Diana, că l-a bătut Diana pe Silviu. Adică nu se poate. A fost o operațiune clară acolo de a detona acel partid din interior. Când s-a întâmplat asta? Păi, în același moment în care se încearcă detonarea șaurului, în momentul în care a început să fie populat de securiști. Simplu. Dacă are, vrea cineva un răspuns de -aia clar. Dar de ce se întâmplă asta, domnule? În momentul în care au intrat acești securistoizi în partidul SOS, respectiv în partidul Laur, și au format niște găști de influență în aceste partide, în momentul ăla au apărut problemele. Toată lumea credea că Aur este partidul pe care George Simion îl conduce dictatorial. Am auzit atâtea în spațiu public. Nu au filiale ca au reprezentanți județeni pe care îi schimbă George pe ciorapi când are chef. Băi și totuși văd că sunt doi cetățeni în acel partid care fac ce vor, au trecut peste voința liderului suprem, George Simion. George Simion nu a comentat nimic. Aici e îngrijorarea maximă. Și vedem că discursul și atenția membrilor marcanți, aur, târziu, lulea, Simion, este cu totul altul decât cel care ar trebui să fie. E deci o să ajungem să, ne, să, se războiască, nu știu, o parte aur cu realitatea, cu gold, cu persoane individuale, în loc să se războiască cu cei care au distrus această țară, cel puțin în ultimii patru ani, ca să nu vorbim de ultimii 34 de ani, întreb și eu, asta e prioritatea alegătorilor? Alegătorii nu pentru asta s-au dus către aur, cei care s-au dus și probabil vor rămâne alături de aur, indiferent ce se va întâmpla, respectiv prioritatea alegătorilor indeciși, care sunt mai mulți, mult mai mulți și care ar fi votat aur tocmai că se prezenta ca opțiune reală într-o clasă politică um, cum să zic, omogenizată, nedespărțită, unită sau de fapt unită doar de idealul de a respecta niște directive europene, respectiv directive de peste ocean, venite mai mult sau mai puțin în plic. Da, nu, nu știu ce în capul lor, sper să redreseze. Rapid. Zic teoria mea. Am, mai am două teorii apropo de aur. Da. Uh, am în două, mă rog, eu dacă aș fi consultantul lui George, în situația în care se află și s-a pus singur, din păcate, tocmai pentru că nu a gestionat intern această dezbatere cu cine candidatul, domne, de ce am venit cu candidat înainte să fie vremea să avem candidat, de ce nu ne repliem, de ce nu ne refacem strategia, de ce nu suntem combativi. Singura lui posibilitatea, cu părerea mea, este să aibă grijă ca cei care și-au impus punctul de vedere, nu știu cum, unii zic că prin intermediul securiștilor, alții zic că pur și simplu ăla ai punctul de vedere corect, treaba lor nu le fac eu ordine în partid, dar singurul mod în care va putea să repare o parte din ceea ce s-a întâmplat în partid, mă refer în partid, nu cu privire la presă și așa mai departe, este dacă cei care și-au impus punctul de vedere și vor vedea că punctul de vedere nu a fost favorabil partidului să deconteze acest lucru Asta se întâmplă în orice partid serios și mare. În momentul în care analizam ce se va întâmpla cu PSD, cu PNL, am spus, domnule, eu cred că Ciolacu nu ajunge la prezidențiale pentru că îl vor trage pe dreapta cei din partid care sunt nemulțumiți de scorul pe care îl va obține PSD la alegeri. În acest moment, în condiții în care noi ceilalți nu mai avem opțiune de vot, Pare că Ciolacu și-a asigurat scaunul. Pare că Ciolacu nu va mai avea nicio problemă în PSD pentru că nu vor pierde alegerile în ritmul ăsta. Vor avea câștig de cauză, clar cu un procent mult mai mic decât anii trecuți, dar vor câștiga alegerile pentru simplu motiv că partidul principal de opoziție are cu totul alte preocupări și începe să se macine intern, așa cum a făcut-o SOS România și cum o vor face probabil multe alte partidulețe mai mici. A doua mea teorie. Să deconteze public sau în privat? Cu funcția. Cu funcția. Pe mine mă interesează să iasă public Ionel, Ixulescu și să-și asume ceva. Pe mine mă interesează ca proiectul lor și până la urmă ceea ce le-au promis cetățenilor cărora le cer votul să meargă înainte, să îndeplinească ceea ce au promis și să deconteze cei care au zis, bă, facem așa pentru că așa e bine. Și s-a acceptat această linie, dar o să vadă că nu este productivă și contra este contraproductivă. Trebuie să decontezi. Asta se întâmplă la toate partidele mari. Plătești cu funcția. n cum, da? A doua da. teorie pe care o am, că s-a vehiculat Joană, eu m-am mai gândit la un candidat cu care s-ar putea să ne trezim, așa, surpriză. Și asta, apropo de Liviu Alexa, este și teoria lui, doamna Chiobeshi. Uh, Într-adevăr, Claudiu Târziu are dreptate. Joana nu este un candidat de profil pentru aur. Nu are profilul necesar pentru a fi candidat aur, însă doamna Chioveși îl are. Și știu că mulți o să zică, cum doamne doamna Chioveși? Păi, un om ca mine care analizează profilul alegătorilor aur, vede pe lângă suveranism, conservato ideologia conservatoare, mai vede un lucru. Dorința de dreptate dorința de a continua și de a desăvârși lupta anticorupție, dorința de a primeni clasa politică și de a scăpa de băieții ăștia de tip Buzatu, de tip Iulian Dumitrescu din politică și din administrație. Lumea vrea dreptate după patru ani de zile, lumea vrea să o vadă pe Ursula anchetată, lumea vrea să-l vadă pe Vlad Voiculescu plătind pentru gaura de un miliard de euro pe care a dat-o României cu vaccinurile anticovid, lumea vrea sânge cu ghilimele. Și atunci, cine e mai bun decât un mare decapitator, nu? Așa, așa spunea Chioveșii, că ea decapează. Marele decapitator, descăpățânător, decât doamna Chioveșii. S-a tot vorbit despre varianta Chioveșii și, evident, lumea o plasa în brațele PNL și USR. Nu știu ce să zic. Până la urmă, electoratul aur este un electorat antisistem. Până la urmă, doamna și a fost ferită de luptele intestine ale PSD și PNL acolo la Bruxelles, la, par, la parchetul european. Și a început ancheta împotriva Ursulei. A început să ia niște măsuri care o pot plasa în zona de bine a suveranismului. Nu m-ar mira să vedem. La fel cum nu m-ar mira să vedem un candidat no-name la aur la prezidențiale. Singurul candidat cu șanse reale în acest moment, la aur, pentru prezidențiale este George Simion. Nu poate fi locomotivă nici târziu, cu toată simpatia pe care o am, că am dialogat de multe ori cu el și mi se pare un tip foarte inteligent, un tip tobă de politică și un bun jurnalist, cât a lucrat în presă, dar nu are tracțiunea. Nu are tracțiunea nici el, nici orice altă persoană de acolo. Doar George Simion. Asta e realitatea. Dacă el nu-și va asuma candidatura, ori e non-combat, ori urmează vreun candidat surpriză care nu cred că e Joana, cred că e mai degrabă Chioveși. Și eu, și eu sunt de acord că spre deosebire de PSD, unde dacă pleacă Ciolacu n-au probleme, pe PNL dacă pleacă Ciucă chiar le face un bine și USR la fel. La aur, fără George Simion, se confundă cu restul de 30 de partide suveraniste care se zbat acolo la să strângă semnături. Da. 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 Și, eu, și de acord și cu, cu Joana, dar sper să nu se ajungă la varianta asta, doamne doamne ferește, cu căveșă. Dar face foarte mult sens. Foarte interesant teoria ta. Cum facem cu, cu topul? Ai pregătit? Da, domne, evident că mi-a fost greu să aleg la top 3 eu, candidați la europarlamentare care nu sunt în regulă în, în perspectiva mea. m -am chinuit să aleg 3. Am ales doi de la PNL. Alexandru Muraru și o să explic pe scurt de ce. Am explicat de fapt și când am făcut topul listelor partidelor la europarlamentare. Eu n-am să uit în timpul pandemiei și respectiv războiului din Ucraina două lucruri. Primul lucru, momentul în care Florin Câțu, tot membru PNL, la momentul respectiv premierul României, ne-a numit pe noi cei care protestam împotriva acelor măsuri absolut aberante, ne-a numit teroriști. Eu n-am să uit acest lucru. Și uite unde e domnul Câțu acum și uite unde suntem noi. Nu ne e nou, nici nu prea bine în țara asta guvernată de ei, dar cu siguranță Lucâțul nu e deloc bine, cariera lui politică s-a terminat și eu sper să și răspundă penal pentru ceea ce a făcut în timpul pandemiei. Al doilea cetățean sau al doilea eveniment este momentul în care Alexandru Muraru a, făcut, a început să facă liste negre împreună cu frățiorul său Andrei Muraru, liste negre cu putiniștii din România. Putiniștii, ca să înțeleagă oamenii, erau oamenii aceia ca mine care au vorbit despre batalionul Azov, care au vorbit despre laboratoarele de cercetare biologică din Ucraina, care au vorbit despre modul în care vom deconta toate nenorocirile ce se întâmplă pe teritoriul Ucrainei acum Vom deconta economic și poate uite, se conturează și perspectiva militară, din păcate Ăștia erau putiniști, da? oamenii care își puneau întrebări cu privire la banii transferați în Ucraina, la modul în care sunt gestionate acele fonduri, la modul în care se face sau nu trafic de armament, ăștia erau putiniști. Oameni care aveau îndrăzneala să pună întrebări, sau să facă analize diferite față de narativul oficial. Un astfel de om care face liste negre, ca pe vremea Gestapo-ului, la fel cum se făceau chiar în SUA pe vremea lui McCarthy, când Comisia McCarthy era în floare, un astfel de om e incompatibil cu democrația. Un astfel de om nu are ce căuta să reprezinte o țară într-un for democratic european, cum e Parlamentul European. Este o mare rușine că acest domn se află pe lista PSD-PNL la europarlamentare Sigur, e pe locul 11 sau 12, poate nu intră Dar totuși se află pe acea listă un om care face liste negre în 2022 la momentul respectiv Apoi... pe este locul 3 Poftim? Este pe... a fost pe locul 3 sau pe ce loc a fost? Pe locul 1 pe locul pe Ca să-mi notez aici, da, am înțeles da. Pe locul 2 l-am pus la așa nu pe Virgil Popescu. Domnule, mi-a stat ceasul în loc când l-am văzut pe Virgil Popescu că se duce practic la pensie. Deci la Bruxelles te duci, se duc să lupte unii pentru România, respectiv se duc unii la pensie sau să se pună la adăpost, din punct de vedere juridic, alții. De aia s-a dus probabil din nou și Rareș Bogdan, care o să aibă probleme juridice, dar uite, pe Rareș nu l-am pus pentru că mi se par mai relevanți acești oameni. Virgil Popescu. Virgil Popescu este groparul sistemului energetic din România. El, înainte de a fi măcar prezentat public Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care se cere decarbonizarea României, adică închiderea termocentralelor pe cărbune, pe gaz, el, a, înainte de vreme, precocele Virgil Popescu. A reușit să distrugă mintia mințindu-mă în față. Deci, ca să înțelegem eu, pe Virgil Popescu îl cunosc. Pe vremea respectivă colaboram cu Diana Șoșoacă. Nu e un secret. Am fost la o întâlnire cu Virgil Popescu, alături de reprezentanții sindicatelor, și i-am cerut atât să nu distrugă mintia, să o treacă în conservare, să nu închidă acea termocentrală și să nu-i lase pe oameni pe drumuri. Ce a făcut el? Ne-a mințit în față, a zis da. Sigur că da, cum? Doamne, ferește! Am stat ore întregi să-i prezentăm soluții prin care poate conserva mintia, prin care o poate retehnologiza și totuși să rămână productivă Adică nu să o tăiem și să punem parcuri fotovoltaice, da? panouri fotovoltaice, respectiv să facem parc fotovoltaic A fost degeaba. Ne-a zis așa rămâne și uh, practic o lună mai târziu uh, s-a dat de două ori peste cap și am aflat că se închide mintia nu e singurul lucru. Sunt multe alte probleme, de exemplu, plafonarea prețului la energie. Tot pe vremea lui Popescu, când era în guvernul Orban, s-a făcut și uite-te acum cum plătim facturi uluitoare la energie, în timp ce în alte țări, Spania, Portugalia, se tranzacționează cu câțiva euro megavatul energie. Da. Deci avem probleme foarte mari din cauza acestui om, probleme pe care probabil nu o să le rezolvăm niciodată. Virgil Popescu nu. E pe locul 2. Claudiu Manda. Am luat și unul de la PSD. Claudiu Manda l-am pus la așa nu pe locul 3 pentru că a desăvârșit cea mai mare trădare, zic eu, de, din ultimii 5-6 ani. momentul în care i s-a dat o treabă simplă să gestioneze activitatea Comisiei de Control a SRI în Parlamentul României și anume să investigheze activitatea paralelă cu legile statului a lui Florian Coldea, a lui Dumitru Dumbravă, a lui Dumitru Cocoru și a celorlalți, mă rog, acoliții lui Coldea, el a făcut asta doar că a secretizat audierile, a secretizat raportul final al comisiei, practic a plecat cu el la subțioară în momentul în care i s-a deschis dosarul penal, care acum, apropo, zi, trebuie să a închis brusc dosarul lui Manda. A plecat cu el la subțioară, Dragnea a plecat la Pârnaie după ce l-a făcut europarlamentar, da? Și el s-a dus la Bruxelles și s-a ales praful de raportul Comisiei de Control a SRI. Ăsta era, cum să zic, piatra de temelie pe care puteam să începem să, sau de pe care puteam să începem să reconstruim România în mod real, scoțând întâi mizeria la Iveala, așa cum trebuie scoasă mizeria privatizării Petrom la Iveala, așa cum trebuie scoase toate aceste nenorociri și modul de operare prin care România a fost distrusă de oameni ca Florian Coldea și predecesorii săi mai bătrâni, rezerviștii bătrâni Nu putem face asta că nu scoatem la lumină aceste lucruri, manda le îngropat pentru interesul său personal Ăștia sunt cei trei pe care i-am ales cu greu la nu. Acum, la da. Nu e de mirare că pe locul întâi l-am pus pe Terheș deși este un personaj cu care, mă rog, din punct de vedere politic nu prea am înțeles și ale cărori acțiuni politice nu le-am susținut în sensul cu de pe la alte partide. Am candidat la PSD, mă duc la PNC, de la PNC îmi fac partid, nu mă duc la aur, sunt așa incert, dar strică activitate de europarlamentar, de reprezentant al României la Parlamentul European și-a făcut treaba cu asupra de măsură este chiar singurul europarlamentar care nu numai că și-a făcut treaba, și-a reprezentat demn România sau măcar cel puțin poziția românilor suveraniști sau non-globaliști din țara asta, dar a și prezentat public, așa cum trebuie, a comunicat ceea ce se întâmplă acolo, respectiv activitatea sa. Deci a contat și că era o prezență în spațiul public foarte percutantă, are și darul vorbirii, e un, un, om foarte bine ales ca să deschidă lista la europarlamentare a AUR. Nu am ce să îi reproșez în afară de activitatea asta politică, ba sunt la un partid, ba nu sunt la un partid, să se decidă domneodată odată unde se duce și să rămână fidel unei cauze, pentru că până la urmă văd că acea cauză o reprezintă cu succes la Bruxelles. Apoi, pe locul 2, Mihai Neamțu, pentru că aici ce să zic? Da, nu are activitate de europarlamentar în spate. Adică e nou, ca și Muraru, ca și Popescu care n-au fost europarlamentari, dar se vor la Bruxelles. Ei, Mihai Neamțu este la fel reprezentativ pentru o mare parte a votanților conservatori din România, unde o partea intelectuală, să spunem așa, sau cei care încă mai cred în ideologie încă mai cred că se poate ca politica să se facă în continuare cum s-a făcut pe vremuri E tobă de politică externă, în deosebi, sigur nu îi lipsește activitatea nici în politica internă Cei care cunoaștem da. activitatea politică anterioară al Mihai Neamțu știm asta cu bunele și cu relele pe care văd că și le-a asumat totuși E o alegere foarte bună să vedem și cum va performa ulterior în calitatea de europarlamentar. Nu-mi fac griji, adică nu-mi fac griji că va reprezenta România greșit pe plan extern Până acum a făcut-o pe persoană fizică și a făcut-o foarte bine pe la evenimente internaționale e, um, Și, și, și dacă vă ajunge loc... că era, era, limită pe loc eligibil Da, da din păcate De am văzut De pe locul 10 neamțul și pe locul 12 pe Aurelian Popa Aici, într-adevăr, am emoții, nu cred ca, mă rog, neamțul mă cunosc așa din vedere, am schimbat două vorbe, dar pe Aurelian îl știu mai bine. Am emoții că vor intra cei doi în Parlamentul European, dar sper, adică sunt opțiuni bune amândoi. Da. Aurelian Popa, pe zona de activism, clar, a făcut mult mai multă treabă decât au făcut partide întregi de opoziție din România în timpul pandemiei. Bun, Dan Motreanu este pe locul trei pentru că a fost singurul parlamentar sau aproape singurul parlamentar de la PNL care a luptat pentru cauza fermierilor români și nu numai a celor români, dar rând deosebi celor români în cadrul dezbaterilor de la Parlamentul European și a cerut măsuri drastice împotriva accesului acesta facil, inundației de cereale ucrainene și nu numai și alte produse oleaginoase din Ucraina care au distrus piața europeană și mai ales cea românească Deci este un om care a performat, nu îl cunosc, am auzit fel și fel de vorbe, unii din PNL îl atacă, alții nu, face și el jocuri Foarte bine, mă interesează activitatea lui de europarlamentar și ce a făcut pentru România pe partea de agricultură a făcut treabă La fel cum din gură, din vârful buzelor, a făcut și rareși când ținea discursuri de astea foarte patriotice la Parlamentul European, în plen, nu prea l-a ascultat nimeni, din păcate. Problema e că a distrus tot ce a făcut cu acele discursuri în momentul în care se apuca să-i șteargă pantofii lui Klaus Iohannis. Asta e problema, de aia pe și nu l-am pus pe listă de bine și nici de rău, pentru că deja nu mai contează, știi? Asta e cel mai rău lucru, când nu ești nici prea rău, nici prea bun și nu existi de nu Nu noi că ce e și el, ce a făcut bine și ce rău, poate și vine, el lovește un trăznă ce... <gânghe> <Vedem>. Da, el <gînțeles> poate să-și Problema e că alegătorii nu sunt atât de ușor de păcăliți. Tocmai electoratul din România, indiferent că e PSD, PNL, USR, AUR sau indecis, nu mai e atât de greu de păcălit din contră. E foarte greu de convins. De-aia avem și prezența foarte scăzută la vot și o să o avem scăzută la vot dacă nu se trezește partidul la aur și începe să se concentreze pe opoziție politică, nu opoziție internă. Da, sperăm să-și rezolve rapid problemele. Bun, cred că a fost cel mai argumentat clasament pe partea asta de top europarlamentar și pentru mine a fost foarte interesant. Mulțumesc că te ai rupt din timp și ai acceptat Mulțumesc. invitația.